într-adevăr, voi cum arăți Matache, aflat pentru prima dată în Maramureș. Așa e, pentru prima oară în Maramureș am venit ieri după amiază, ieri seara am ajuns la Baia Mare, azi am ajuns dimineața la Sighet. Cu ce ocazie? Am apucat să ajung și astăzi pânza dimineața, am venit să lansez primul meu album, se numește Hoidar pe Piața Matache. Un subiect la modă, Piața Matache, că tot o mută, o demolează, mari dezbateri pe tema ei, așa că m-am gândit să mutăm un pic și la Sighet, Piața Matache. Cam ce fel de muzică găsim pe album? Muzica este, în teorie, e folk. Practic, sunt destule influențe, de asta se numește și hoinar. Hoinarul titlul e hoinarul prin mai multe stiluri. Avem și influențe de rock, am o baladă rock. Am și influențe de country, am și o piesă blues. Deci, sunt mai multe influențe pe album. Asta se numește hoinar prin Piața Matache. Dar, în esență, eu sunt un folkist, sunt un om cu o chitară până la urmă. Chiar dacă uneori mai apar și cu acompaniament, se poate cu o vioară, cu o percuție, cu o clapă. Dar, în esență, eu sunt un om cu o chitară. Deci, practic, vorbim de un album de folk. Chiar dacă un folk mai nou. Cum sună chitara în Maramureș? În Maramureș a fost bine aseară la Baia Mare. Acum suntem la Muzeul Maramureșului și așteptăm să înceapă conferința de presă. Și dezbatere de seară vom cânta aici în club la Friends. Oamenii sunt calți, oamenii așteaptă muzică. Să nu uităm că au pornit foarte mulți folkiști de aici, din Maramureș, dacă gândesc la Ștefan Frușcă, la Vali Moldovan, Magda Pușcaș. Deci sunt destui folkiști care au pornit din Maramureș. Deci filonul există. Există și folkiști tineri care sunt acum pe căile afirmării muzica folk, cum e Cosmin Lauran. Deci filonul există, oamenii sunt interesați de muzica folk și sper să le placă și stilul meu, poate un pic mai neconvențional. La ce te aștepți pentru seara asta, din partea sighetenilor? Mă aștept să cânte cu mine. Eu sunt obișnuit, nu sunt chiar, sunt destul de apropiat de oamenii din sală, adică îmi place să dialoghez cu ei, nu vreau să fie o distanță între artiști și public. Practic, eu sunt unul dintre ei și sper să reușesc să îi cooptez alături de mine la câteva piese. Din ce ai văzut până acum în Maramureș, ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut lemnul. În toate formele lui, fie că vorbim de pădure, fie că vorbim de porțile de lemn, fie că vorbim de cele câteva case care încă mai sunt acoperite cu draniță, îi zice? Am zis bine, deci am reținut tot titlul. Deci îmi place foarte mult, foarte mult lemnul, indiferent de forma în care se găsește. Îmi plac oamenii. După cum vedeți, am fost adoptat cu un clop și o desagă. Desagă, îi zice? Am zis bine. Bun, deci stau bine și la termen. Și mă simt foarte bine, mă simt adoptat repede de Maramureș. Atât de mult ți-a plăcut Maramureș, încât am auzit că vrei să revii deja. Încă n-ai apucat să cânti și deja te gândești la viitorul concert în Maramureș. Exact, îmi doresc ca planurile să se îndeplinească și să mă întorc cât mai repede, pentru că e clar că într-o zi jumate nu o să văd prea multe din Maramureș. Doar pe drumul de la Baia Mare până la Sighet și apoi până la Săpânța am văzut un lot de chestii la care aș vrea să zăbovesc mai mult, dar n-a fost timp necesar. Am ajuns doar un pic la Muzeul Satului astăzi, dimineața la Cimitirul Vesel, dar mai sunt alte chestii de văzut încât e obligatoriu să mai revin, deci mai trebuie doar conjunctură. Mulțumesc mult și să fie o seară faină de folk seara asta. Sighetul este orașul cu numărul 15 în care se lansează Hoinar pe Piața Matache. Sper ca sighetenii să fie alături de mine și acum și să păstrăm, să se creeze acea legătură care să menține în timp. Mulțumesc mult!